Târgovișteanca Sorana Cârstea a trecut de primul meci din turneul de la Pattaya în două sferturi de slovaca Ana Schimedlova cu 6-1, 6-3. După înfrângerile de la Australian Open, Sorana Cârstea a trecut peste supărări și s-a impus în primul tur de la Pattaya. Această victorie reprezintă prima calificare în turul 2 al unui turneu după 5 eșecuri consecutive în meciurile de debut. Târgovișteanca a părăsit turneele de la Beijing, Linz, Sydney și Australian Open în turul 1. Pentru calificarea în turul 2, Sorana va încasa $3,420 și 30 de puncte WTA. În cel de-al doilea tur, Sorana o va întâlni pe americanca Aison Risk.